Cântecul salvării dintr-un suflet mântuit, cel înalt să laude, este cântecul născut dintr-o inimă iertată, este tot ce poți aduc, este cântecul plăcut ce El îl va primi. Atâta muzică se face în vremea noastră, parcă mai mult ca niciodată. Mă refer la muzica creștină. Când eu am crescut, auzeai câte o piesă nouă sau câte o cântare nouă, așa mai rar. Dar în ziua de azi e plin. Și ne punem întrebarea, Doamne, dintre toate astea, Tu pe câte le primești? Dintre atâta muzică, cât ajunge în inima Ta? Cât îți atinge inima Ta? Vrem ca ceea ce cântăm lui Dumnezeu să se miște inima Lui și să se uită la noi cu plăcere. Să primească jertfa noastră cu plăcere. Să primească cântecul nostru, rugăciunea noastră cu plăcere. Ale vântului șapte și-al munților cântec din înalt. Și stropii de ploaie ce ne cântă mereu cu mii de melodii. Și zeamă cu naturii ce vestește zi de zi Yes.
este cântecul născut din glorie. Cel aleste îl fac să ne asculte și nu doar vorbe cu servesul, vor face lui plăcere, însă cere liberat, va cânta libertății când de tot. Însă cântecul plăcut este cântecul salvării. Este orice pot să aduc, este cântecul lăsut.